Bine v-am găsit la știri. Viața a trei tineri studenți care se întorceau acasă în Abrud a fost curmată ieri în urma unui accident de mașină. Cisterna implicată în nefericitul eveniment rutier și care transporta gaz lichefiat a prezentat însă un real pericol pentru cei care au sosit la fața locului. Accidentul soldat cu moartea celor doi frați din Abrud, dar și a prietenului lor din Bistra, a avut loc în zona localității Oieșdea. Impactul frontal dintre autoturismul în care se aflau cei trei tineri și cisterna care transporta gaz lichefiat a determinat o adevărată concentrare de forțe a Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Alba Iulia. Astfel, la fața locului s-au deplasat toate echipamentele din dotare pentru a preîntâmpina posibilul pericol de explozie a gazului lichefiat transportat în cisternă. Cum a fost repusă în circulație cisterna care prezenta un pericol de explozie? Pericolul potențial exista, dar în fapt nu a fost niciun pericol pentru că nu am determinat niciun fel de scurgere, niciun fel de avarie la instalația cisternei. Ea a fost repusă de către transportator, șeful de coloană a venit imediat, noi am asigurat o autospecială în zonă, în supraveghere, până la repunerea ei pe roți, pe cheltuiala și pe organizarea transportatorului și a beneficiarului. Din nefericire, viața celor trei tineri studenți nu a mai putut fi salvată. În schimb, inspectorii de poliție trag un semnal de alarmă șoferilor care ar trebui să reducă viteza atunci când se află pe șoselele aglomerate și astfel să acorde mult mai multă atenție traficului pentru a evita posibilele accidente. Curtea de apel Alba Iulia a achitat ieri doi inculpați din dosarul interceptărilor ilegale. Aceștia au recunoscut săvârșirea infracțiunii de care sunt acuzați și au solicitat să fie judecați după probele administrate în faza de urmărire penală. Un al treilea inculpat, patronul firmei de cablu TV HCC Alba, a primit amendă penală. Dosarul interceptărilor ilegale a fost dijuns, iar în noua cauză curtea s-a pronunțat ieri. Cei trei inculpați care și-au recunoscut faptele încă din faza de urmărire penală sunt Mihai Ignat, Cristian Dospinescu și Ioan Simu. Judecătorii la curtea de apel i-au achitat pe primii doi și au decis să le aplice câte o amendă administrativă de 1000 de lei. În cazul patronului firmei de cablu TVHCC, Ioan Simu, instanța a decis aplicarea amenzii administrative de 1000 de lei și a unei amenzi penale tot de 1000 de lei. Curtea de apel Alba Iulia a dispus și confiscarea telefoanelor utilizate la săvârșirea faptelor și obligarea inculpaților la plata cheltuielilor judiciare corespunzătoare. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 10 zile, competența de soluționare a recursului revenind în alte curți de casație și justiție. În dosarul interceptărilor telefonice ilegale au fost trimiși în judecat la Curtea de Apel Alba Iulia în total 43 de inculpați. Coadă mare astăzi la Agenția de Plăți pentru Intervenții în Agricultură, ultima sesiune de depunere a dosarelor pentru subvenționarea fermelor de semisubzistență pe măsura 141 a dus la Alba Iulia agricultori din întreg județul. Aceștia au sosit în fața Direcției Agricole încă de la primele ore ale dimineții pentru a-și prezenta proiectele. Fermierii care doresc să obțină 1.500 de euro anual timp de 5 ani s-au putut prezenta din 15 mai și până în 29 iunie la Centrul Județean pentru Dezvoltare Rurală să-și depună proiectele pe măsura 141. Dar cum românului stă în cartier să lase totul pe ultima 100 de metri, cel mai mare aflux de depunere a dosarelor este în ultimele zile ale sesiunii de depunere. Astfel, toată săptămâna la gheșeul din holul Direcției Agricole s-au format cozi interminabile, iar astăzi în fața clădirii se aflau mai bine de 100 de persoane. Ce ați ales să lăsați pe ultima 100 de metri? Păi dacă acum ni s-au făcut actele, nu aveam cum să venim mai repede. Ce acte trebuie să veniți aici la APIA? Păi avem de la primărie, de la medicul, de la doctorul veterinar și de la APIA. De asta ce fermă aveți? 141. Ce fermă aveți? Cu ce vă ocupați? Noi cu animale ne ocupăm. V-aș ruga să-mi spuneți în momentul în care vă prezentați la APIA ce acte trebuie să aduceți? În primul rând, copie după certificatul de producător sau certificatul original, copie după buletin, adeverință de la Consiliu cu terenul, de la certificat fiscal, de la finanțe, cum că nu avem datorii, copie după terenul de la APIA cu care am primit subvențiile în anii anteriori, după terenul care am primit și care îl avem. Și cam atâta. Vi se par mulțumitoare sumele pe care le primiți? Da, în mare parte da, că nu avem cu ce să ne ocupăm decât cu creșterea animalelor. Animale, porci, vaci, lucrăm terenul,
și în favoarea cetățenilor. Câte capete aveți? 5. Numărul mare de agricultori care s-au prezentat la ghișe anul acesta a determinat chiar și prelungirea termenului de depunere. Până în data de 13 se pot depune proiecte. Deci încă două săptămâni, încă următoarele două săptămâni. Deci toată lumea știa că vineri la ora 12 se închide sesiunea de depunere și întrucât foarte mulți au procurat actele necesare întocmirii proiectelor cu întârziere, deci s-a ajuns la situația ca foarte mulți să vină să le depună în ultimele zile. Însă pe noi ne bucură că sunt atâția oameni care depun proiecte, că sunt foarte multe județe, unde 30-40 de proiecte au depuse în 5 săptămâni de zile. Oare la noi faptul că ajungem să se depună atâtea proiecte și faptul că sunt cam în medie 70 de proiecte depuse, vorbesc până acum în sesiunile anterioare, cam 70 de proiecte depuse pe fiecare comună, deci pe noi asta ne bucură. Deci până la această oră cam în jur de 1400 de proiecte și deci discutând cu consultanții, cu cei care întocmesc proiecte, deci în total eu cred că, adică din ce am discutat cu ei, deci ne așteptăm cam în jur la 3000 de proiecte. Mai deci mult eu am sau mai puțin ca anul trecut? Mai mult ca anul trecut, deci cred că cu vreo 15-20% mai mult ca anul trecut. Sprijinirea fermelor agricole de semisubsistență se încadrează în axa 1, creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier, și are ca obiectiv general creșterea competitivității exploatațiilor agricole în curs de restructurare pentru facilitarea rezolvării problemelor legate de tranziție, având în vedere faptul că sectorul agricol și economia rurală sunt expuse presiunii concurențiale a pieței unice. Pentru că vara și-a intrat de plin în drepturi, iar terasele din toate zonele orașului sunt arhipline la această seară, inspectorii de la Direcția Sanitară Veterinară vor lua la control societățile care dețin astfel de construcții sezoniere. De asemenea, nu vor fi uitate nici taberele școlare din județ, precum și pensiunile care asigură cazare și masă pentru grupuri de elevi. Direcția de Sănătate Publică va verifica dacă pensiunile care primesc grupuri de copii au autorizare sanitară și dacă sunt respectate condițiile igienico-sanitare pentru a preveni eventualele toxi-infecții alimentare, dar și pentru a respecta legislația în vigoare. Noi cunoaștem taberele care există la nivel județean, pe care o să le controlăm din punct de vedere igienico-sanitar, dar și aceste grupuri vreau să vină către noi ca să nu avem surprize, să în cadrul controlelor să găsim situații neprevăzute. Există o legislație foarte clară care spune la copii, la grupurile de copii, la vârsta copilor, ce alimente să servesc, în ce condiții să servesc, care sunt kilocaloriile pe copii, iar cei care administrează trebuie să cunoască legea. Terasele și restaurantele care în această perioadă caniculară sunt luate cu asalt intră în vizorul inspectorilor sanitari. Practic este un control de prevenție, fiindcă alimentele trebuie păstrate la o anumită temperatură, trebuie să respecte circuitele, cei care servesc trebuie să aibă cursurile de igienă și vreau să atrag atenția că tuturor operatorilor economici ca pe perioada caldă, sezonului cald, să întărească măsurile de precauție cu privire la depozitarea alimentelor și manipularea lor până la servire către client. În săptămânile viitoare, nu doar Inspecția Sanitară va face controle în tabere, pensiuni și localul publice, ci și comisarii de la Protecția Consumatorilor sunt în acțiune. Fundația PAEM a lansat astăzi proiectul Soluție pentru reconversia forței de muncă din județul Alba. În cadrul proiectului vor fi realizate studii de piață pentru identificarea nevoilor în vederea organizării de cursuri de formare pliate pe cerințele locuitorilor județului. Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European, axa prioritară promovarea măsurilor active de ocupare și este destinat în primul rând locuitorilor din zonele rurale. Ca obiective specifice ale proiectului avem îmbunătățirea calității resurselor umane din mediul rural, sprijinirea persoanelor șomere din mediul rural în validarea cunoștințelor și competențelor dobândite ca urmare a cursurilor de calificare, creșterea gradului de informare și conștientizare a grupului țintă privind posibilitățile de angajare, oferirea de servicii suport pentru sprijinirea evoluției
profesionale ale persoanelor din grupul țintă și totodată furnizarea activităților inovatoare privind accesul și participarea la formarea profesională continuă și dobândirea de noi competențe. Proiectul este implementat în parteneriat cu societăți private și cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Municipiul Alba Iulia este de excepție în accesarea de fonduri într-un clasament publicat acum o lună de zile. Municipiul Alba Iulia se clasează între municipiile centre de județ din România pe poziția a cincea din cele 40 și ceva, cu o sumă accesată de vreo 200 de milioane de euro. Pe lângă activitățile de plasare a forței de muncă, între obiectivele de activitate ale societății se regăsesc și cele de furnizare a cursurilor de formare profesională, societatea fiind autorizată CNFPA pentru cursuri de calificare în meseria de comerciant, vânzător mărfuri alimentare, perfecționare în meseria de ghid de turism, manager de proiect și specializare pentru responsabil de mediu. Prin implementarea acestei activități se vor atinge cele două obiective specifice. Primul obiectiv va fi îmbunătățirea calității resurselor umane din zonele rurale prin cursurile de formare pentru cele 252 de persoane. Iar la a doua acțiune se certifică cel puțin 180 de participanți. Pe parcursul a 24 de luni, prin implementarea proiectului, se va facilita integrarea pe piața muncii și în viața activă a unui număr de 252 de șomeri, șomeri tineri și șomeri peste 45 de ani din județul Alba, prin găsirea direcțiilor cele mai potrivite de calificare și recalificare pentru grupul țintă în strânsă legătură cu evoluția pieței muncii. Gimnastica acvatică pentru copii. Acesta este noul program oferit de Centrul Maria Beatriz din Alba Iulia, destinat bebelușilor și micuților până la 6 ani. Ședințele de gimnastică în apă ajută conform hidroterapeuților la dezvoltarea mobilității și a musculaturii copiilor. Apa din bazinul centrului Maria Beatriz are o temperatură de 34 de grade Celsius, de aceea copiii par să se simtă relaxați și în largul lor atunci când sunt ajutați să efectueze exercițiile acvatice. Bineînțeles, sunt însoțiți și asistați de hidroterapeuți. Părinții care și-au înscris copiii în acest program sunt încântați de rezultatele exercițiilor, dar și de întregul pachet de servicii oferite de Centrul Maria Beatriz. Programul HidroBebe l-am ales pentru întreținerea celui mic, mă rog, pentru dezvoltarea cât mai armonioasă a corpului, pentru partea de distracție, pentru tot ce înseamnă pentru sănătatea lui. Am vrea și în continuare să-l înscriem la programe de, să mergem în continuare cu programe de not, doarme mai bine, mănâncă mai bine, este foarte vechi. După ce plecăm de aici întreaga zi, suntem mulțumiți, îi face bine. Programul HidroBebe este destinat copiilor până la 6 ani și se va desfășura în cursul după amiezilor din timpul săptămânii. Se lucrează cu hidroterapeuți pentru gimnastica acvatică, pentru dezvoltarea armonioasă și prevenție, ca un sport pentru copii mici. Când va porni acest program? De când se vor putea înscrie copiii? Marți 3 iulie la ora 18, programul va fi după masa, în general între orele 18, 20, 21 și în funcție de ceea ce ne propun părinții. Dar prima întâlnire va fi marți 3 iulie la ora 18 la Centrul Maria Beatriz. Complexul de servicii sociomedicale Maria Beatriz se află în Alba Iulia pe strada Lalelelor numărul 60, în clădirea căminului pentru vârstnici de la Schid. Pentru înscriere și informații suplimentare puteți suna la numărul de telefon 0745 830298. Vacanța activă pentru elevii din Alba Iulia. Palatul Copiilor din municipiu organizează gratuit pe perioada verii o serie de activități de petrecere a timpului liber adunate generic într-un club de vacanță. Elevii cu vârstă între 9 și 18 ani care se plictisesc stând acasă în această vară pot avea o vacanță activă dacă aleg să-și petreacă timpul liber prin activități non-formale, recreative și de divertisment organizate gratuit de Palatul Copiilor din Alba Iulia. În primul rând e de subliniat că pe tot timpul verii palatul va rămâne deschis, nu permanent, ci între orele 9 și 13. Am planificat ca în fiecare săptămână, de lunea până vinerea, să existe unul sau doi profesori
de permanență aici, care vor organiza în perioada când ei sunt de activitate și unele acțiuni, activități cu copii specifice cercului pe care îl conduc. Activitățile care se desfășoară în mod organizat la Palatul Copiilor sunt dintre cele mai diverse. Unele sunt permanente, precum tenis de masă, șah, table, calculator, simulator auto, iar altele programate săptămânal, precum pictură, teatru, ceramică, muzică electronică și carturi. În timpul vacanței, tot timpul părinții și copiii pot să vină să propună ei o activitate. Avem microbusul Palatului, dacă părinții au inițiativa că să vină cu un grup de copii care să îi organizăm și să îi ducem undeva în excursie, în țară, în străinătate. De asemenea, sunt organizate periodic în cadrul cercului de ecoturism expediții în munți și pe râul Mureș. Vacanța de vară poate fi astfel fructificată prin descoperirea unui hobby, prin socializare și dezvoltare personală. Omisile și-au făcut apariția pe pomii și arbuști ornamentali din zona Blaj, Sebeș, Gârbova și Câlnic. Unitatea fitosanitară Alba avertizează locuitorii din zonele afectate să acționeze rapid prin distrugerea cuiburilor înainte de răspândirea acestora. Omida păroasă a dudului poate cauza pierderi importante la pom fructifer și vița de vie, precum și la arbuști și arbori ornamentali. Larvele sunt deosebit de păgubitoare, rozând frunzele complet. În cazul atacurilor intense se produce desfrunzirea completă a pomilor. Omida păroasă apare în general în județul Alba, în vetrele cunoscute de mai mulți ani. A fost depistată atât în zona Blaj, cât și în zona Sebeș, Gârbova, Câlnic. Deocamdată în parcuri. Perioada optimă de tratament este imediat după depistarea dăunătorului în faza de cuiburi cu larve. Tratamentele ar trebui începute din momentul observării cuiburilor de omizi. Ele apar în cuiburi amplasate în pomii fructiferi. Se face așa zisul omizit. Este metoda mecanică și în același timp considerată biologică pentru că nu se intervine cu pesticide. În cazul în care omizile s-au dispersat din cuiburile respective și au împânzit pomul, trebuie neapărat luate măsuri de ordin chimic. Produsele recomandate pentru hifantria sunt numeroase, se va lucra doar cu produsele autorizate. Noi am recomandat utilizarea Fasterului, a Karatezeon, Calypso, Novadimul Progres. Specialiștii de la Unitatea Fitosanitară precizează că este important ca tratamentele să nu fie efectuate la temperaturi de peste 25 de grade Celsius. De asemenea, trebuie respectat timpul de pauză de 7 zile de la tratamentul cu insecticide și până la consumul fructelor. Familia Marian din satul Gârbova trăiește din munca pământului și creșterea animalelor. Soț, soție și fiu lucrează aproximativ 70 de hectare de teren și cresc peste 70 de vaci de lapte. Nu au accesat nici măcar un euro din fonduri europene, dar se descurcă de minune și sunt mulțumiți. De 3 decenii, Toader Marian și soția sa Maria alimentează piața iudeană cu brânză și lapte, iar fiul lor, Gheorghiță, este la numai 14 ani, un sprijin de nădejde pentru părinții săi. Păi aici depinde de animal, că s-ar putea prin tratamente ca să nu mai rămână pe muntă și apoi poate să ducă 7 ani, 8 ani, 5 ani, asta depinde de animal, nu-l poți, adică dacă nu îi faci tratament și nu mai poate rămâne de muntă, trebuie să o dai la tăiat. De mici copii am învățat, am fost la oi, la asta și ne-am obișnuit din părinți. Mai mult îmi place aici că am, cum să zic, îți place ce fac? Da, ajut părinții. Un amplu reportaj din gospodăria familiei Marian puteți urmări duminică de la ora 14 în cadrul emisiunii Agricultura în județ. Expoziția intitulată Opera Socială a Reuniunilor de Femei a fost vernisată astăzi la Serviciul Județean Alba al Arhivelor Naționale. Cu această ocazie, arhivele din Alba au prezentat documente justificative ale reuniunilor de femei ce au activat pe teritoriul județului Alba pe lângă bisericile parohiale. În cadrul expoziției au fost prezentate documente create de aceste societăți și deținute de arhivele din Alba, atât în original cât și copii. Reuniunile de femei erau societăți religioase care aveau ca scop intensificarea vieții religioase, morale și a renașterii totale a societății creștinești. Printre cele mai importante principii ale acestora putem enumera cultul prea curate și de Dumnezeu născătoare, Vergura Maria, perfect.
perfecționarea principiilor creștinești, ajutorarea și înzestrarea bisericii de care aparțineau. Cei care vor vizita expoziția vor putea vedea publicații, procese verbale de ședințe, jurnale de casă, acte de înființare, chitanță, precum și fotografii la congresele reuniunilor de femei. Fiecare reuniune a prins și aspecte ale istoriei și ale vieții sociale locale care sunt foarte importante și de cele mai multe ori foarte amuzante pentru noi de acum și am să vă dau câteva exemple. La Cricău se solicita blamarea păcatelor grele, sudărmile, lena și bețiile. La Boza, abținerea de la sudăm și înjurăturit. Deci era, dau seama, o diferență mare între una și cealaltă. Iar la Doștat, stâlpirea credinței de șarte, a vrăjilor, descântecelor și datul cu cărțile. Aceste reuniuni și asociații de femei au avut un rol important datorită substratului național al întuniilor. Reuniunile de femei care aveau o vechime de aproape, iată, 600 de ani, în Alba au fost un pic mai târzii. Prima a apărut la 1892, dar e vorba de o reuniune bisericească, pentru că reuniunile naționale au fost interzise de statul maghiar. Și atunci singura variantă de adunare a persoanelor de naționalitate română erau aceste reuniuni cu un caracter foarte puțin subversiv. Existau reuniuni de lectură, reuniuni ale popicarilor, reuniunile acestea bisericești de femei, dar ele toate, de fapt, aveau și un caracter național. Înfrumusețarea bisericii era, într-adevăr, principala preocupare, pentru că atunci fondurile care erau acordate cultului, în special celui ortodox, erau foarte mici și atunci în comunitățile sărace procurarea de veșminte, de exemplu, pentru Sfântul Altar sau de un candelabru în biserică, inclusiv de lumânări, era un lucru foarte, foarte greoi. Iar femeile încercau prin colecte să strângă aceste fonduri. Expoziția a fost realizată în parteneriat cu Muzeul Național al Unirii Alba Iulia. Noi suntem bucuroși să ajutăm arhivele cu ce putem pentru orice expoziție, pentru că și noi, și pentru noi este o mare provocare. Astfel, de exemplu, colega mea mi-a arătat o poză interesantă, care crede ea că ar fi un interior Sălii Unirii, înainte de modificarea cum avem noi acum, cu balcoane și așa mai departe. Deci, pentru noi, orice expoziție este o provocare și redescoperim anumite artefacte sau anumite materiale, documente din muzeu. Persoanele care vor să vadă documentele vor găsi expuse până pe 28 iulie la sediul Arhivelor Alba între orele 10 și 16. Revoluționarii din Alba susțin că nu au beneficiat niciodată de toate drepturile câștigate la Revoluția din decembrie 1989. Printre acestea se numără și dreptul la teren, care afirmă unul din liderii revoluționari albaiuleni, este pentru majoritatea doar teoretic. Revoluționarii albaiulieni care au primit teren de la administrația locală pot fi numărați pe degetele unei singure mâini, apreciază Gabriel Suciu, președintele Asociației Revoluționarilor Decembrie 89 Alba Iulia. Spuneți că unul din sala asta o beneficia de toate drepturile care sunt prevăzute în legea aia, eu îmi predau certificatul. Corect. Dumneavoastră, eu personal, primăria Alba, ne-a spus că se dă pământul. A apărut în toată presa că am luat drepturile, da, că beneficiem de terenuri, indemnizații, că am fost scutiți de impozit. Câți dintre oamenii din Alba au luat teren? Nu știu dacă s-o mână. Deci nu s-au pus în aplicare niciodată legi. Gabriel Suciu este și președintele Departamentului de Revoluționari din cadrul PSD Alba. Ședința de ieri a cabinetului Ponta nu a dat apă la moară celor care prevesteau revocarea lui Dan Coriolan Simedru din funcția de prefect și investirea unui social-democrat la cârma instituției prefectului Alba. E drept că după ruptura USL la nivel de Alba, social-democrația ar agrea schimbarea, dar nu li s-a arătat. Totuși, o tentativă de revocare a prefectului Simedru s-a simțit ieri la nivel de executiv, dar încercarea nu a avut sorți de izbândă. Certifică acest lucru chiar prefectul Dan Coriolan Simedru. E adevărat că cei de la PSD vor multe, vor probabil și pe Șachi Rampat la Jidveian sau pe nu știu cine, deci dau așa exemple banale și aiurea. Deci pot să vrea orice, da? De la vrea până la a se și întâmpla este o distanță și mai ales de la vrea până la avea și motive, că aici este problema, de motive. No, în fine, asta este. Deci ei au încercat ieri în ședință de guvern să forțeze nota, nu le-a ieșit și în stilul lor caracteristic s-au apucat înainte să zică hop până n-au sărit șanțul și
să facă spirită de genul acesta. Deci nu mor ca ei când vor câinii. Dan Corolan Simedru a fost instalat în funcția de prefect luna trecută pe 13 mai și, din spusele fostului liberal, cifra 13 îi poartă noroc. Victor Ponta nu ține cont de decizia Curții Constituționale, în ciuda faptului că magistrații au decis ieri ca președintele țării să reprezinte România la summitul Consiliului Europei. Premierul s-a urcat în avion astăzi de dimineață cu destinația Bruxelles. Curtea Constituțională a decis ieri ca președintele României să reprezinte țara la reuniunea Consiliului Europei, însă acesta, în calitatea sa de șef al statului, poate delega această atribuție în mod expres premierului. După pronunțarea curții, Victor Ponta a declarat că, în mod evident, el va merge la Bruxelles, lucru pe care l-a și făcut. Astăzi de dimineață, primul ministru s-a urcat într-un avion de linie, Tarom, împreună cu ministrul afacerilor europene și cu cel de externe și au plecat la summit. Ponta a ignorat astfel decizia Curții Constituționale, preferând să țină cont de hotărârea Parlamentului de a-l trimite pe el la lucrările reuniunii. Discuțiile de la summitul Consiliului European pot fi grupate în patru mari teme: economia europeană, economiile naționale, Schengen și noul proiect pentru Uniunea Fiscală și Politică. Pentru România, cel mai important subiect și miza participării la întâlnire o reprezintă politica economică a Uniunii, mai exact bugetul pentru intervalul 2014-2020. Cea mai importantă zi a summitului este cea de azi. Concret, șefii de stat sau de guverne vor lua decizii legate de politicile și bugetele naționale, adoptă cadrul pentru creștere economică și locuri de muncă și stabilesc un nou parcurs pentru Uniunea Economică și Monetară. Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va găzdui începând de mâine și până pe 27 septembrie cea mai mare expoziție temporară de jucării din țară, vitrine cu jucării pentru părinți și copii. Cu această ocazie vor fi expuse peste 500 de jucării clasice românești și străine, precum și o serie de fotografii cu imagini de altădată. Expoziția este dedicată copiilor, adresându-se în același timp tuturor iubitorilor jocului, indiferent de vârstă. Publicul va avea ocazia să se reîntâlnească cu jucăriile preferate din copilărie sau să le descopere pe cele ale părinților și bunicilor, în expunere regăsindu-se jucării din anii 20 până în anii 90. De ce este specială? De ce merită văzut această expoziție? Pentru că cuprinde aproape 100 de ani de jucării și nu numai de jucării, și de jocuri și de mașinuțe și de leagăne. Sunt jucării adunate în mod special din România. Cam 90% din colecție am luat-o din țară și de aceea mulți din cei care au 50-60 de ani își vor revedea jucăriile copilăriei. Va avea, sper, un mare succes în rândul copiilor. Unele din ele sunt încă funcționale și se pot juca copiii și în ziua de azi, chiar dacă au 40-50 de ani. Vor fi expuse peste 500 de piese aparținând Asociației Muzeul Jucăriilor, grupate tematic pe categorii precum animale, arme, automobile, figurine, jucării de pluș, muzicale și tradiționale, păpuși, roboți, trenulețe, tramvaie, rachete și nave spațiale. Cei mici, dar și cei mari, vor putea admira jucăriile începând de mâine, după vernisajul de la ora 12 la etajul al doilea al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia. Google îl omagează astăzi pe dirijorul Sergiu Celibidache printr-un logo inedit. Astfel se marchează 100 de ani de la nașterea marelui muzician român, care a făcut cinste țării noastre prin uimitorul său talent, care a depășit granițele țării, dar și pe cele ale timpului. Motorul de căutare Google își aduce astăzi omagiul în stilul propriu pentru o viață dedicată muzicii. Sergiu Celibidache s-a născut în data de 28 iunie 1912 la Roman, județul Neamț. Primii ani după liceul absolvit în orașul natal și a petrecut la Iași, unde ia lecții de pian. În 1936 pleacă la Berlin, unde studiază la Academia de Muzică. Imediat după terminarea studiilor, devine dirijor pro tempore al faimoasei orchestre filarmonice din Berlin. Acesta a mai dirijat și Orchestra Radio din Stuttgart, Orchestra Națională din Paris și Orchestra Simfonică Radio din Stockholm. În 1979 primește funcția de director muzical general al orașului München și de dirijor permanent al Orchestrei Filarmonice din acest oraș. Sub conducerea sa, Filarmonica din München devine una dintre cele mai bune orchestre simfonice din lume. Pentru activitatea sa artistică, Sergiu Celibidache a primit diverse distincții, printre care cetățean de onoare al orașului München, membru de onoare al Academiei Române, doctor honoris causa al Universității din Iași, Ordinul Maximilian pentru Știință și Artă în Germania. A murit la 14 august 1996 la reședința sa din apropiere de Paris. Situația incredibilă la testele naționale susținute de elevii de clasa 8-a. Mai marii Ministerului Educației au decis să fie notate cu 6 puncte ambele variante alese de majoritatea tinerilor în cazul subiectului de sintaxă de la prima probă. Astfel, fie subiectivă, fie predicativă, nota va fi aceeași.
Cerința controversată de la proba scrisă de limba română din cadrul evaluării naționale va fi punctată atât în cazul elevilor care au răspuns că propoziția respectivă este subiectivă, cât și al celor care au spus că este predicativă. Acest lucru înseamnă o recorectare a lucrărilor verificate până în acest moment și care au fost punctate, ținându-se cont de primele bareme. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al educației Liviu Pop și mai halucinantă este explicația dată de ministru pentru această situație. Autorii subiectelor sunt foarte prost plătiți și anume cu 7 lei pentru fiecare text, sumă care se împarte la toți realizatorii respectivului subiect. Cu alte cuvinte, pentru banii primiți s-a făcut suficient. Ministrul nu a explicat însă cum se va reuși la repartizarea computerizată în licee să se țină cont de răspunsurile la acea cerință și ce se va întâmpla dacă vor apărea contestații de la elevii care au răspuns conform baremului și care vor fi întrecuți la admitere de unii dintre ceilalți. Google Chrome 20 este final și gata de download în versiunea pentru sisteme Windows, Linux și Mac. Noua versiune aduce puține schimbări la nivel de interfață și funcționalitate, dar conține totuși cel puțin 20 de remedii de securitate. A fost îmbunătățit suportul pentru redarea documentelor ce conțin grafică vectorială și PDF-uri, precum și sistemul sandboxing, folosit pentru deschiderea paginilor web într-un mediu securizat, izolat față de restul sistemului de operare. Mai exact, a fost eliminată posibilitatea ca procesele lansate în mod sandbox să interfereze unul cu celălalt, ridicând astfel potențiale probleme de securitate. Chrome 20 conține o listă lungă de optimizări pentru îmbunătățirea performanțelor, reducerea consumului de memorie RAM și creșterea stabilității în ansamblu, fiind un binevenit upgrade chiar și pentru cei care dețin PC-uri modeste, limitate din punct de vedere al resurselor disponibile. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000, iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Hus și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am găsit la știrile din sport. Juniori echipei FC Unirea vor participa la Cupa Cota International. Turneul organizat de Atletico Arad se va desfășura între 28 iunie și 1 iulie. Vor participa 28 de echipe din România și din afară, printre care FC Bihor, Săgeata Năvodari, UTA Arad, Poli Timișoara, Atletico Arad, Voivodina Novi Sad sau FC Unirea Alba Iulia. Turneul este unul internațional și va avea la start 28 de echipe formate din jucători cu vârste cuprinse între 7 și 16 ani. Antrenorul echipei din Alba Iulia, Florian Brumaru, a pregătit pentru această cupă numai puțin de 24 de jucători. Turneul reprezintă pentru antrenor un test bun privind planurile de viitor ale echipelor. Acesta a declarat că dorește să formeze un lot stabil pentru viitorul echipei republicane, cât și să urmărească potențialul jucătorilor. Echipa Alba Iuliană va participa la categoria de vârstă 1996-1997 cu două formații compuse din cei 24 de jucători. După ce a promovat în Liga 3, echipa Europa Alba Iulia poate să rămână fără antrenor. Tehnicianul Alin Hancăș nu este sigur dacă va continua pe banca europenilor, deși este tentat să antreneze în Liga 3. Contractul îi va expira pe 30 iunie, însă oficialii echipei așteaptă un răspuns afirmativ și își doresc continuitate pe bancă. Nici nu au terminat de sărbătorit bine după promovarea în Liga 3, că oficialii echipei Europa Alba Iulia și-au încrețit frunțile. Nu este din cauza soarelui care a răsărit în urma barajului câștigat, ci din cauza că pot rămâne fără antrenor. Alin Hancăș este un antrenor experimentat fiind posesor al licenței A de antrenori. Echipa a avut un parcurs foarte bun sub comanda lui Hancăș, jocurile bune fiind încoronate cu promovarea în Liga C a campionatului românesc de fotbal. Chiar dacă va pleca de pe banca europenilor, aceștia au variante foarte bune chiar în curtea proprie. Doi jucători activi pot lua carnețelul de antrenor în mână. Cele două variante sunt veteranul Gabriel Rotaru, fost antrenor al Unirii Alba Iulia, și Radu Andone, care a mai condus în trecut echipa Metalul Aiud. Vlad Chiricheș se află pe lista Barcelonei. Anunțul a fost făcut de cotidianul spaniol El Mundo Deportivo. Stopărul stelist este văzut de catalan drept înlocuitorul perfect al lui Carles Puyol în defensiva blaugrana. Cu toate că este doar un articol într-un ziar, cota fundașului crește în continuare și are șanse mari să fie cel mai răsunător transfer făcut de o echipă românească.
Vlad Chiriche iese la Steaua numai din această iarnă, dar ofertele continuă să apară pentru el. În această vară a fost dorit de AC Milan și AS Roma, însă Gigi Becali a declarat că refuză orice ofertă sub 10 milioane. Școlit la Benfica, Vlad a devenit titular incontestabil în echipa națională a României. FC Barcelona are nevoie de un fundaș central, având în vedere că Puyol a fost mai mult accidentat în sezonul precedent. Chiriche are un joc de picior foarte bun și cu siguranță s-ar plia jocului ofensiv al catalanilor. Așadar, Steaua are în curtea ei o mină de aur care în curând va fi exploatată de cele mai echipe ale bătrânului continent. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți în continuare alături de Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo. Astăzi am avut parte de vreme predominant frumoasă, except în zonele de munte, unde cerul are înorări temporare până la sfârșitul intervalului, iar pe arii restrânse vor fi averse. În rest, cerul va fi variabil, iar ploile vor fi posibile doar izolat. Vântul suflă slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele munților. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 31 de grade, iar cele minime au valori cuprinse de la 6-7 grade în depresiuni până la 20 de grade Celsius. Așadar, găsim înregistrate în această seară 21 de grade la Alba Iulia, 22 de grade la Sebeș, 20 de grade la Aiud, 19 grade la Blaj și 16 grade Celsius la Câmpeni. La noapte, mercurul din termometre va coborî până la valoarea de 12 grade la Alba Iulia și Aiud, vor fi 13 grade la Sebeș, 11 grade la Blaj și 9 grade Celsius la Câmpeni. Mâine vremea se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil cu unorări temporare după amiaza și în primele ore ale nopții, când vor fi averse slabe și descărcări electrice, local la munte și pe arii restrânse în rest. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 33 de grade, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 8 grade în depresiuni și 21 de grade Celsius. Dar să vedem cum stăm cu regimul termic. Vor fi aproximativ 31 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 30 de grade la Aiud și Blaj și 28 de grade Celsius vor înregistra termometrele la Câmpeni. Poi mâine vremea va deveni călduroasă în majoritatea regiunilor, izolat, caniculară chiar. Cerul va fi variabil cu unele înorări după masa și seara, când îndeosebi la munte pe arii restrânse vor fi ploi slabe de scurtă durată, posibil însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 35 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 13 și 21 de grade. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!